Bine v-am regăsit! Să ne amintim întrebarea de data trecută. Se poate obține o inversare pe orizontală prin metode pur optice. După cum vedeți, trebuie doar un pahar și apă. În spatele paharului sunt două săgeți care indică același sens, spre dreapta. Dar dacă turnăm apă în pahar până când lumina care vine de la săgeata de jos trebuie să treacă prin apă ca să ajungă la ochiul nostru sau la camera video, vedem săgeata de jos inversată pe orizontală. Întrebarea de azi este: de ce are loc această inversare? Care este explicația? Când lumina trece dintr-un mediu în care se propagă cu o anumită viteză într-un mediu în care se propagă cu altă viteză, își schimbă direcția de propagare, fenomen numit refracție. Datorită refracției, obiectele care sunt parțial scufundate în apă par rupte sau îndoite. Cei care sunt interesați de acest fenomen pot urmări cursul de optică geometrică, găsiți linkul în descriere. În acest desen, vedeți cum se refractă lumina la trecerea din aer într-un mediu mai refringent, adică într-un mediu în care se propagă mai încet decât în aer, cum ar fi apa sau sticla. Unghiurile pe care le face raza de lumină cu normala la suprafață, notată N mare, se numesc unghi de incidență, I, respectiv unghi de refracție, R. Și după cum vedeți, dacă în mediul al doilea lumina se propagă mai încet, raza se apropie de normală, adică unghiul de refracție este mai mic decât unghiul de incidență. Dacă lumina trece dintr-un mediu în care se propagă mai încet, într-unul în care se propagă mai repede, în schimb, așa cum vedeți acum, ea se îndepărtează de normală, adică unghiul de refracție este de data asta mai mare decât unghiul de incidență. Pe baza fenomenului de refracție putem confecționa lentile. O lentilă este un mediu transparent de grosime variabilă. Dacă vrem o lentilă convergentă, adică una care concentrează razele de lumină, lentila trebuie să fie mai groasă la mijloc decât pe margini. Și acum gândiți-vă la paharul cu apă văzut de sus. În secțiunea pe care o vedeți, apa din pahar este o lentilă convergentă. E adevărat că are altă formă decât lentilele cu care suntem obișnuiți, dar este un mediu transparent cu partea din mijloc mai groasă decât marginile. Și asta înseamnă că prin refracție, apa poate concentra razele de lumină. Într-adevăr, dacă desenăm două raze care pleacă de la marginea săgeții pe care am văzut-o prin apa din pahar, putem observa cum raza care pleacă din stânga ajunge în dreapta și invers, ceea ce înseamnă că imaginea va fi inversată stânga-dreapta. Acesta este desenul la care m-am referit când am pus întrebarea, un desen foarte simplu care explică ușor de ce imaginea este inversată. Dar poate că vă întrebați de ce nu se întâmplă același lucru datorită sticlei din pereții paharului. Nu se întâmplă deoarece pereții au grosimea aceeași peste tot. În schimb, așa cum am spus, o lentilă trebuie să aibă grosimea variabilă. Dacă o rază de lumină trece printr-un mediu transparent de egală grosime, așa cum vedeți în desen, nu-și schimbă direcția de propagare, ci este doar deviată, deplasată lateral, așa cum puteți vedea. Se observă ușor că raza care pleacă, numită în optică rază emergentă, este paralelă cu direcția razei care vine, adică a razei incidente. În schimb, când turnăm apă în pahar, apare un mediu transparent de grosime variabilă, adică o lentilă care ne dă o imagine inversată. Pentru azi am pregătit o întrebare care la început s-ar putea să vi se pară fie foarte ușoară,
fie neclară. Dar după ce vă veți gândi un pic, veți ajunge, sper, la concluzia că este o întrebare interesantă. Iar săptămâna viitoare, când voi da răspunsul, s-ar putea să aflați că întrebarea are implicații importante în fizică și chiar în filozofie. Presupuneți că avem o roată care are două părți, una exterioară, care are circumferința mare, cercul albastru, și una interioară, care are circumferința cercul roșu. Cele două părți nu pot aluneca una față de alta și au același centru, lucru care se poate observa și în desen. Inițial, roata se găsește în poziția marcată cu 1 și începe să se rostogolească, fără să alunece, spre dreapta, pe o suprafață orizontală, așa cum arată săgeata curbă neagră. După ce face o rotație completă, roata ajunge în poziția marcată cu 2. În timpul acestei mișcări, punctul A a descris odată cu roata cercul albastru, iar punctul B, totodată cu roata, cercul roșu. Deci punctul A a descris un cerc mai mare decât punctul B. Dar după cum vedeți, ambele puncte se găsesc în poziția 2, la aceeași distanță de punctele din care au plecat. Distanța la care a ajuns punctul A de poziția lui inițială este marcată cu albastru, iar distanța la care a ajuns punctul B față de poziția lui inițială este marcată cu roșu și se observă foarte ușor că cele două distanțe sunt egale. Însă distanța parcursă de punctul A, cea marcată cu albastru, este evident egală cu lungimea cercului albastru. Dar distanța parcursă de punctul B este mai mare decât lungimea cercului roșu. Cum e posibil acest lucru? Acest desen mă ajută să pun întrebarea într-un alt mod. Cercul albastru s-a rostogolit pe segmentul albastru, care este egal în lungime cu lungimea cercului albastru. Dar cercul roșu s-a rostogolit pe segmentul roșu, care însă are lungimea mai mare decât lungimea cercului roșu. Întrebarea se poate pune și în legătură cu roțile trenului, care, după cum știți cu siguranță, au o flanșă. Iar întrebarea ar putea fi formulată astfel. Cum e posibil ca punctul B să ajungă la aceeași distanță ca punctul A, de pildă de la o gară la alta, deși cele două puncte descriu același număr de cercuri, dar cercurile descrise de punctul B sunt mai mici decât cele descrise de punctul A? Sigur, ați putea spune că cele două puncte se găsesc pe aceeași roată, așa că trebuie să fie și la începutul mișcării, și la sfârșitul mișcării, acolo unde este roata. E adevărat, dar asta nu explică ce se întâmplă, mecanismul mișcărilor celor două puncte. De aceea, ca să fie și mai clar la ce se referă întrebarea, să revenim la primul desen. Întrebarea la care vă rog să răspundeți este următoarea. Este distanța parcursă în timpul unei rotații de punctul B egală cu distanța parcursă de punctul A? Dacă răspundeți da, vă rog să explicați cum e posibil ca punctul B, care a avut în timpul mișcării o viteză mai mică decât punctul A, fiind mai aproape de centrul roții, să parcurgă în același timp aceeași distanță cu punctul A. Dacă răspundeți nu, vă rog să explicați cum e posibil ca punctul B să ajungă la aceeași distanță de locul de plecare ca punctul A, dar parcurgând o distanță mai mică decât punctul A. S-ar putea să aveți din nou nevoie de un desen pentru o explicație completă. Mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare!